Spune-ne cum a început colaborarea cu Moruțan, că știu că lucrezi de multă vreme cu Olimpiu. Cu Moruțan e o întreagă istorie. Te rog, spune-mi un pic. Ani, știu, pe Olimpiu, un copil extraordinar, din toate punctele de vedere, cel puțin caracterul lui, un caracter foarte, foarte frumos, foarte sensibil. Deci, la copilul ăsta niciodată nu mi-a fost frică că o să mă trădeze, cum mai pățești cu alt jucător. Chiar eu n-am avut multe, multe trădări, cum se zice. Am un copil și am început de jos cu el. Eu, în general, cam cu toți. Chiar m-am gândit, eu n-am avut niciodată un jucător sus, să-l iau de sus și să lucrez cu el. Sau. Toți am luat de jos și am încercat să-i duc de sus. Și a fost și cu Olimpiul. A început mai tare de când Universitatea Cluj a dat faliment. Uh-huh. Atunci l-am dus la Botoșani, erau mai multe oferte. El a avut încredere la început în mine din toate punctele de vedere și s-a dovedit că am avut mână bună și cu el. A început cu Botoșani și după aia cu FCSB. Și acum sperăm să joace cât se poate de mult, să facă un nou pas. Dar la Moruțan au fost tentative, poate din partea altor impresar să-l capteze? Da, îmi zicea și el. Înainte de a vorbi eu cu el, cred că l-au sunat 20 de jucători. 20 de impresari. Și în momentul ce am discutat, am zis că merg cu tine orice ar fi. Și de acolo avem o relație mai mult de prietenie. Locuim și la București, unul lângă altul. Sunteți vecini. Da. Probabil o să fiu și naș. Poți să fii și naș, ok. Probabil. Se știe deja, s-a stabilit data evenimentului sau e deocamdată așa în viitor, da. Nedefinit momentan. Da. Bun, Olimpiul la FCSB a avut perioade sinusoidale. Când a început să confirme, când a avut anumite momente de cădere, a avut și probleme medicale. Da. Cum crezi că totuși a reușit el să prindă la FCSB? Unde se află el în momentul ăsta raportat la așteptările față de el? FCSB e un vestiar greu pentru un copil care a venit la 18 ani jumate, 19 ani, ceva de genul a semnat cu FCSB. Îmi dați seama, a venit un copil într-un vestiar greu, din toate punctele de vedere, presiune mediatică și mi-a fost frică la început că o să clacheze. Și Bucureștiul. El a avut foarte mare noroc că a plecat totuși din oraș ca Cluj, care, dacă nu ți-a luat capul... Unde existau oricum anumite tentații, exact. Da? Nu ți-a luat capul Clujul, nici Bucureștiul. Era puțin probabil. Și, încet, încet s-a acomodat cu Bucureștiul. Era foarte, foarte greu. Eu zic că undeva la 50-60% din cât putem să dea acum la momentul de la FCSB.